A doua epistolă al lui Ioan Prezbiterul către aleasa doamnă și către copiii ei pe care îi iubesc în adevăr și nu numai eu, ci toți cei ce cunosc adevărul, pentru adevărul acesta care rămâne în noi și care va fi cu noi în viață harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Isus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. M-am bucurat foarte mult când am aflat pe unii din copiii tăi umblând în adevăr, după porunca pe care am primit-o de la Tatăl. Și acum te rog, Doamnă, nu ca și cum ți-aș scrie o poruncă nouă, ci cea pe care am avut o de la început să ne iubim unii pe alții și dragostea stă în viețuirea după poruncile lui aceasta este porunca în care trebuie să umblați după cum ați auzit de la început căci în lume s-au răspândit mulți amăgitori care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup iată amăgitorul Iată anticristul. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Oricine o ia înainte și nu rămâne în învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. Cine rămâne în învățătura aceasta, are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit, căci cine-i zice bun venit se face părtaș faptelor lui rele. Aș avea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie de plină. Copiii surorii tale alese îți trimit sănătate. Amin.